Jucătorul din față se numește fruntaș. El poate trage numai dacă are cel puțin un picior în spatele liniei de bătaie. Cel din spate este fundașul și acționează pe linia de fund, similar cu fruntașul. Pentru ultimul jucător de la bătaie, mingea este servită de către cel care a efectuat prima bătaie. Când ultimul jucător a trecut prin culoarul de întoarcere, prima repriză se încheie și se inversează rolurile. Echipa care a fost la prindere părăsește posturile și își ocupă locul în zona de bătaie, pe linia de așteptare, prezentând arbitrului ordinea de bătaie. Pauza între reprize durează 5 minute. Cealaltă echipă își ocupă posturile în teren și face câteva pase de încălzire. În mod similar cu prima repriză, toți jucătorii echipei de la bătaie bat mingea câte o singură dată pe meci și apoi parcurg cele două culoare, apărându-se pentru a nu fi loviți. Jucătorii aflați la bătaie obțin puncte în funcție de lungimea bătăii. Se acordă un punct dacă mingea cade în zona de 3 sferturi, care se află între linia de fund și rândul de cercuri din spate. Tot un punct se acordă dacă mingea este prinsă din aer în zona de fund. Și două puncte dacă mingea cade în zona de fund. În situația în care au intrat jucători în teren, jocul continuă în mod obișnuit. Pentru o lovitură peste zona de fund, adică mai lungă de 65 de metri, se acordă două puncte, semnalizate de arbitru prin fluier și ridicarea brațelor. Dacă în timpul efectuării unei lovituri de două puncte au intrat jucători în teren și au avansat departe pe culoare, ei sunt întorși de arbitru în primul careu din culoarele în care au intrat. După ce mingea este adusă înapoi și ținută sus de unul dintre jucătorii de la prindere, arbitrul fluieră reînceperea jocului. În acest moment, în teren se află numărul maxim de jucători, 2 pe culoarul de ducere și 2 pe întoarcere. Echipa de la prindere preferă să îi joace pe cei de pe întoarcere. Când mingea iese prin lateralele terenului, nu se acordă nimic și jocul nu poate începe. Adică toți jucătorii care au intrat sunt aduși înapoi în zona de bătaie sau de fund. Dar dacă trece printre stegulețele zonei de fund, ca în situația de față, se acordă un punct și jocul poate continua în aceleași condiții ca la efectuarea unei lovituri de două puncte. Jucătorul care a intrat pe ducere este întors în primul careu, mingea este readusă în teren și ținută sus și arbitrul fluieră reînceperea jocului.
Meciul se încheie când ultimul jucător al echipei de la bătaie a trecut prin culoarul de întoarcere. Scorul final se stabilește prin însumarea tuturor punctelor obținute de fiecare echipă în ambele reprize. El se anunță în mod oficial celor două echipe de către arbitrul principal.